Trei bărbați bănuiți de comiterea unor infracțiuni de furt calificate de catalizatoare au fost identificați și reținuți preventiv de polițiștii Biroului de Investigații Criminale Deva. Oamenii legii au pus în executare 10 mandate de percheziție, 6 pe raza municipiului Timișoara și 4 pe raza orașului Strehaia, precum și 3 mandate de aducere emise pe numele unor bărbați bănuiți de comiterea mai multor infracțiuni de furt calificat. Activitățile investigative ale polițiștilor au avut ca și rezultat depistarea și reținerea pentru 24 de ore a 2 bărbați din municipiul Timișoara și a unui tânăr din orașul Strehaia. De la locuințele acestora, în urma perchezițiilor, au fost ridicate atât mijloace materiale de probă privind comiterea infracțiunilor de furt calificat, dar și un plic ce conținea o substanță uscată de culoare verde-oliv, susceptibilă a face parte din categoria substanțelor interzise, precum și o armă neletală, însă supusă autorizării pentru care cel care o deținea nu avea documentele legale. Prin urmare, cei trei bărbați au fost depuși deja în centrul de reținere și arestare preventivă DEVA. Polițiștii continuă cercetările în acest caz, atât sub aspectul comiterii infracțiunilor de furt calificat, dar și pentru comiterea infracțiunilor de deținere de droguri de risc fără drept și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Cei trei sunt bănuiți că ar fi sustras mai multe catalizatoare de la autoturismele parcate pe raza municipiului Deva în perioada mai-octombrie 2022, creând un prejudiciu total de peste 10.000 de lei. Totodată, în urma investigațiilor efectuate, polițiștii au stabilit că cei în cauză ar fi comis infracțiuni asemănătoare și în alte localități din partea de sud-vest a României.